Lume, bine v-am găsit la un nou videoclip. De o să facem din nou un tutorial. Dă-te mai încolo că nu pot să filmez. Așa. Astăzi să vă arăt cum puteți să vă instalați Filmora. Știți cum să vă instalați normal Filmora, dar fără să vă mai apare scrisul la mare de Filmora pe ecran. Unii am văzut că m-ați întrebat cu ce editez. Da, deci într-un episod, parcă, în fine, am zis că m-ați întrebat cu ce editez, iar eu am răspuns cu Filmora. Iar alții m-au întrebat că nu am plătit, că am plătit o chestie de asta, dar nu. Eu am căutat pe YouTube un video, da, deci am căutat pe net întregul. Am căutat pe net, da, în fine, am căutat pe net, ok, gata. Cum să faci? Și veți intra aici pe Google și o să vă las linkul ăsta în descriere și veți descărca de aici filmul ăla, unde pe site-ul original, pentru că versiunea asta ne trebuie. Versiunea asta, ok? Deci dați aici pe download și se descarcă. Bun. Apoi, după ce intrați în Filmora, trebuie să intrați. Deci fiți atent, o să intru cu internet și nu o să meargă. Deci stați așa, vă dat. Iar după trebuie să ne deconectăm de la internet, că dacă nu ne deconectăm de la internet, după nu o să meargă fără, tot o să apară scrisele pe ecran, fiindcă o să vă las în descriere listă cu niște coduri, conturi sau coduri pentru Filmora. Deci să vedeți că nu o să mai meargă, să mi pare că contul meu este banat, dar el care ban, în fine. Nu știu, că nu este. Da, deci stați să vedeți, îți dau eu pe full proiect și nu o să meargă, pentru că îmi știe că contul are ban. Da, deci gata, vedeți? Your mail has banned. Dăm pe OK. Iar după, vedeți, stați să mut ăsta de... Așa, OK, să muta de el. Dați aici și vă deconectați de la internet. OK. Și eu am să vă las o listă din asta. Dar de ce a dispărut? Eu vreau să-l iau de acolo. No, bine, rămâi acolo, că n-am nevoie de tine. O să las aici lista asta. În fine. Veți lua orice cont de aici, îl luau pe primul. Luați copy. Și îl veți pune, stați să vă arăt. Stați așa că vreau să fac ceva. Deci, bun, veți apăsa aici pe register. Register. Iar aici veți băga ăsta. Dați pe paste, vă băgați prostia asta, după copiați parola și veți vedea că contul va merge și se randeze fără prostia aia de Wondershare și Filmora. Și dați pe fratelia și gata. Contul merge. De exemplu, eu voi pune asta de asta. Voi pune, să zic, aici un text. OK. Iar apoi vă dau pe export. Export. Buină. Stați așa. Aici. Că nu s-a logat. Am dat eu pe fratelia. Uite, de unde e așa. Veți băga din nou parola. Și eu v-am mai copiat data asta. Bun, paste. Și dați pe register. Și se loghează, vedeți? Mă duc și până la alt register. Și se randează fără... Deci vedeți că scapava aici ca să se conecteze la net, dar nu o să mai meargă să intre pe Google și să zică mulțumesc, că dale, că dale. Și pe cum vedeți, nu mai apare Filmora, așa că eu vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip și că m-am fost eu de ajutor cu acest videoclip. Așa că ne vedem în alt episod în care o să jucăm Sims, cred. Sau o să jucăm altceva. Așa că
o să vă las linkul în descriere de unde să descărcați Filmora și codul. Așa că ne mai vedem. Pa, pa!